Rusia nu mai deține total controlul asupra niciuneia dintre cele patru provincii ale Ucrainei pe care spune că le-a anexat săptămâna trecută. Forțele ucrainene au spart apărarea rusă în sudul țării în timp ce și-au extins ofensiva rapidă în est. În tot acest timp, rușii continuă amenințările și le-au dat un ultimatum ucrainenilor din cele patru regiuni. Adjunctul lui Sergei Lavrov a transmis că oamenii vor avea o lună la dispoziție pentru a-și exprima loialitatea față de mama Rusia. O declarație mai mult decât ciudată în condițiile în care care rușii au pretins până acum că referendumurile de anexare au trecut cu peste 90% din voturi. Rusia pierde tot mai rapid teritorii din regiunile ucrainene pe care pretinde că le-a anexat. Într-o singură zi, forțele ucrainene au recucerit mai multe orașe de-a lungul marului vestic al râului Nipru, în sudul țării, invadatorii ruși fiind nevoiți să se retragă de-a lungul unei a doua linii de front importante. Forțele ucrainene din sud au distrus 31 de tancuri rusești și un lansator de rachete multiple, a declarat Comandamentul Operațional Sud al Armatei într-o actualizare de noapte, fără a furniza detalii despre locul în care au avut loc luptele. Evoluțiile din sud vin după alte victorii obținute de ucraineni în est. Rusia a încercat să ridice miza anexând teritoriile, ordonând mobilizarea și amenințând cu represalii nucleare. Ucraina a făcut progrese semnificative în două dintre cele patru regiuni ocupate de Rusia, pe care Moscova le-a anexat săptămâna trecută în urma a ceea ce Rusia a numit referendumuri, voturi care au fost denunțate de Kiev și guvernele occidentale ca fiind ilegale și coercitive. Moscova a continuat amenințările după aceste înfrângeri. Ucrainenii din zonele anexate de Rusia au la dispoziție o lună pentru a-și schimba cetățenia, a declarat adjunctul ministrului de Externe Evgeni Ivanov.